Ce faci, mă, mai ai? Nu, acum am terminat. Am strâns și eu roșiile din grădină și când am terminat, hopa, mă oprești, mămica, care are treabă cu mine. Vezi că ai treabă sâmbătă acum. Ce treabă? Trebuie să strâng balabulii? Nu. Copșoi? Nu. Ceapa? Nu, mă. Și atunci ce treabă? Trebuie să mergi la nuntă. Ce nuntă? Ne-a chemat Ioniela lui Dumitrița, cu mărit o fată. Așa, și? Trebuie să te duci, că aveam obligații. Și eu fost la mine și eu trebuie să merg, na, ce să fac? Păi de ce nu mergi tu? Că poți să te trimit pe tine, de asta nu mă duc eu. Păi da, să mă duc așa, sunt grel, fără Lucreția? Păi numai bine. Că dacă era și Lucreția, plăteai masa întreagă, dar așa plăteai și numai jumate. Păi mamă, dar nu prea vreau să mă duc, nu prea-mi place. Păi mergi așa că trebuie să mergi, te îmbraci frumos și te duci. Să mă îmbrac frumos? Dar hainele astea ce-au? Rapă, în mizerie, miros. Ce vrei tu? Păi și atunci cum să mă duc? E costumul cel bun al tatău, care vă 30 de ani, dar sigur că-ți vine. Păi și bani de unde eu, că n-am? Azi că-ți dau eu, doar eu am obligații la ei. Du-te-n o daie și îmbracă-te, vezi dacă ți-ai costumul bun, dacă nu-l ducem la viața la scurtat. Nu, că dacă-i mai lung, îl bag în șuboți. Las, mă descurc. Hai mă, odată mai ai mult când târzi la nuntă. Te-ai îmbrăcat? Da, vin acum. Ce zici? Băi, și obotele să mai lipsesc. Da, dar cu ăsta alți bani. M-am gândit și eu, că erau mai buni, că bagai banii direct în ele, nu mai aveai nevoie de portofel. Hai, du-te. Și când ai banii, îți vezi așa să știi de la cine-s banii. A, băi, mă, mic, dar și crezi că-s prost? Chiar vrei să-ți răspund? Da, știu eu. Aoleu, ce ai făcut, mă? Când m-am văzut cu banii și am mulți în mână, m-am gândit, uai, n-ar și frumos așa mulți cum ăsta, dacă i-aș dupla, ne recuperez după aia tractorul sau căruța înapoi, că altfel se uită mămica după aia la mine. Așa că mi-aș la pocăr în sat să-i dublez. N-am reușit. Mă jur, eu am avut niște intenții bune, am vrut să câștig niște bani ca să recupăr tractorașul. Pierdut de mai de mult. Și ce ai făcut? I-am pierdut iar. Cum? Păi la început a fost full de popi. Cine a avut? Nu, când am intrat la poker era full de popi. Și popa de la noi din sat, și popa din satul vecin, și vreo niște 3-4-5 seminariști. Era full și ăștia ce juca și poker ca au carte. Și nu numai carte de as, au carte, știi? Ia auzi. Da, și după aceea a fost full de aș. Și pe ăștia cine a avut? Nu, asul lui Veta de la gârlă, asul lui Nirela de la deal. Ăștia care-s azi la poker. Și după aceea? După aceea au fost full de dame. Adică multe femei? Nu, am avut popa full de dame și am avut full de valet și m-am bătut. Și ai pierdut toți banii? Da. Și păpușii? Și păpuși. Păi poartă preotul, mă? Da, că vă zic că nu contează, că salb că el îi poartă s-o fostă și oricum nu se vede și culoarea. Mă, dacă și ăla nu ți-a luat-o nimeni? Nu, că pe asta n-am pariat-o, că mi-e frică că dacă o pierd. Mă, dar poate de asta nu-ți merge mintea, mă, că-ți blochează că și ăla și-ai gândurile. Uf, ce mă fac eu cu tine, mă? Cât să văd că cam îți place pokerul. Cred că s-o leacă dependent. Dependent? Și atunci mi-a venit mie minte cum i-a trecut lui depresia și nu i-a mai revenit. Sigur, așa trebuie să-i treacă și dependența. Dă-i mă că rezolvăm, că doar medicamentele sunt pentru tăti. Rezolvăm. Ai ca medicament și pentru dependența asta ta. Serios? Ia zi, doză șoc sau doză lentă? Hai zi, mă, Ric, dacă nu, altfel îți dau ce vreau eu. Lentă. Bine, doză lentă, dar mai bine întâi doză șoc. Hai. O să-i dau doză șoc, dar lentă. Adică tare, dar pe o durată mai lungă ca să fiu sigur că-i treci. Da, cred că o perioadă o să mă lipsesc dită de poker. Nu știu cum zic, dar de fiecare dată când mă gândesc la full de aș, mă cam dor coastele. M-am lecuit.